70.000 de britanici în doliu trec pe la căpătâiul iubitei lor regine, Elisabeta a II-a. Sicriul este depus de aseară pe catafalc la Westminster Hall. Cu emoție și infinită răbdare, oamenii stau la cozi kilometrice de dragul suveranei, prețuită de toată lumea pentru dedicarea sa față de coroană de-a lungul domniei record de 70 de ani. Astăzi nu au fost programate evenimente publice, iar regele Charles al III-lea a avut o zi de răgaz și reculegere după zilele succesive de vizite și ceremonii în tot regatul. Prințul de Wales și soția lui Kate s-au dus să vadă florile depuse de oameni. La rândul lor, mezinul reginei, prințul Edward și soția lui au stat de vorbă cu oamenii care depun mesaje și flori în Manchester. Sicriul celui mai longeviv monarh britanic va rămâne pe catafalcul impunător, drapat în violet, la Westminster Hall, până la funeraliile de stat de luni, 19 septembrie. De aseară, oamenii au început să se așeze pe două șiruri, de o parte și de alta a catafalcului. It takes them only really a few minutes to walk past, walk the length of the hall and out the big oak doors at the other end. Most people stop just before they go out, they take a look back, and a lot of people are pausing to bow their heads or to curtsy or to wipe away a tear. Sicriul este drapat cu standardul regal. Deasupra este așezată coroana Regatului Unit, încrustată cu aproape 3.000 de diamante și un buchet făcut din flori și plante adunate din locurile dragi sufletului reginei, inclusiv pin de pe domeniul Balmoral din Scoția, unde Elisabeta a II-a s-a stins pe 8 septembrie, la vârsta de 96 de ani. Garda la sicriu este schimbată la fiecare 20 de minute. It was a very emotional experience. It's surreal. It's like we queued for 6-7 hours and then it was over so quickly. It's part of our identity. It was very emotional inside. Beautiful place. The crown was glistening. The Queen to me is my female role model. It's a privilege to be able to go and walk past the coffin. Mult peste ce se anticipa, aseară, lungimea rândului de pelerini a atins 16 kilometri. În veritabila tradiție britanică, oamenii au venit pregătiți cu pături, saci de dormit, scăunele și cărți de joc. Are you looking for the back of the queue? Yeah. Yeah, it's just here. Is this the end of the queue? This is the end of the queue, that's the good news. Un voluntar semnalează locul unde trebuie să se așeze ultimii veniți. Altul contorizează cafelele și sucurile distribuite. Back at the queue. Well, I haven't told any of family or friends because they all think I'm insane bringing my child, but I figured it's a once in a lifetime opportunity. O altă mamă s-a așezat la coadă cu fetița ei, purtând mândră o tiară ca de prințesă. Effie is queen and princess mad. She loves all the queen's outfits and how colorful her hats are. And she's been asking a lot to come and help bury the queen. La rând sunt și numeroși imigranți sau turiști. I'm from Malaysia and we brought up knowing that I'm sorry. She always been there and she always guiding us as a moral standard. A part of the reason I come to this country. So I didn't actually know she mean that much to me. 日本にも皇室がありますし、日本とイギリスのあのロイヤルファミリーがすごく親しいので。După miezul nopții, la Londra au fost și repetiții pentru funeraliile de stat. Militari din unitatea ceremonială de gardă și purtători de cimpoaie au mărșăluit de la Westminster Hall la Westminster Abbey. De altfel, capitala britanică se pregătește intens pentru funeraliile secolului, la care vor participa sute de lideri și capete încoronate, o provocare uriașă în materie de securitate. Invitaților străini li s-a cerut să se deplaseze cu zboruri comerciale și nu cu avioane private sau elicoptere, ci să ia autobuzul de la aeroportul Heathrow până la Westminster Abbey pe 19 septembrie. Este ultima mea misiune pentru regină, dar prima misiune pentru rege, a declarat pentru BBC Radio 4 generalul major Christopher Gica, aflat în fruntea regimentelor Household Division și însărcinat cu organizarea din punct de vedere ceremonial a funeraliilor reginei Elisabeta a II-a.
descendent al familiei domnitoare Ghica și strănepot al Martei Bibescu, general-majorul Ghica este comandor al Ordinului Imperiului Britanic. I first watched the parade as a boy from one of the officers in the Horse Guards in the 1970s, and then I was the ensign of one of the guards in 1994, and now I find myself in 2022 as the Major General. It's been an amazing journey, and it's a bit like coming home, really. Anul trecut a coordonat funeraliile prințului Philip al Marii Britanii. Și tot el a condus Irish Guards, regimentul de elită al armatei britanice, care a asigurat întregul protocol al nunții prințului William cu Kate în aprilie 2011.